Fenomen infracțional capătă putere la Turda după ce mai multor centre comerciale le sunt sparte geamurile frecvent. Agenții economici de pe strada Lotus din Turda sunt terorizați de câteva luni după ce un fenomen infracțional a devenit periodic. Astfel, geamurile de la punctele lor de lucru le sunt sparte frecvent în timpul nopții. Unii dintre păgubiți au acceptat să vorbească, alții nu au avut curaj. Mai cu o jumătate de gură, cred că este vorba de o acțiune de intimidare pentru a oferi taxă de protecție. Suspiciunile fenomenului de la Turda ridică mai multe semne de întrebare. Se acționează doar acolo unde primăria nu are instalate camere de luat vederi, dar și din poziții în care camerele de la magazine nu au un unghi bun pentru a surprinde pe cei ce se fac vinovați. Costurile schimbării geamurilor ajung din ce în ce mai mari, iar activitatea agenților economici este oprită până în momentul schimbării geamurilor. În așteptarea unei soluții, agenții economici trăiesc cu speranța că acest fenomen nu se va mai repeta. Apreciem pe cei care se trezesc de dimineață. Apreciem pe cei muncitori. Apreciem pe cei ce construiesc. Apreciem pe cei ce vor mai mult. Apreciem pe cei cu idei. Apreciem pe cei care iubesc munca. Apreciem pe cei care își construiesc visul. Viamso, totul pentru casa ta.